Comisia Europeană a modificat regulamentul față de certificatul digital privind COVID-19. În baza noilor norme, pașapoartele verzi ale persoanelor până în 18 ani care s-au vaccinat împotriva noului coronavirus își păstrează valabilitatea, chiar dacă minorii nu au făcut și cea de-a treia doză. Unele dintre cele mai mari avantaje ale certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID este flexibilitatea cu care se adaptează la noile circumstanțe. În urma discuțiilor cu experți din domeniul sănătății publice din statele membre, ca certificatele de vaccinare ale minorilor nu trebuie să expire. Atunci când aceștia călătoresc, vor putea continua să utilizeze certificatul primit după seria de vaccinare primară. În același timp, Agenția Europeană a Medicamentului a anunțat joi că a recomandat introducerea pe piață pentru persoanele peste 12 ani a tratamentului preventiv de la AstraZeneca. Medicamentul este destinat persoanelor al căror sistem imunitar este prea slăbit pentru a răspunde la vaccinare și care au peste 40 de kilograme. Certificatele verzi sunt acceptate de statele Uniunii Europene pentru o perioadă de 9 luni de la data administrării ultimei doze de vaccin.